Bună seara! Astăzi un nou subiect despre subiectul următor, cu titlul următor. Ceva de genul, mă văd cu nu știu cine. Păi, răspunsul este în felul următor. A te vedea cu cineva e ca și când ai merge pe stradă și ai conduce. Conduc mașina. Știi? Și mă uit pe parbriz. Mă văd cu tine. Păi ce? Mă văd cu mine însumi. Acum. Când e la muncă, mă văd cu băiețașul ăsta sau cu fata asta. Puteți să măriți salariul? Că vrem să ne facem familie împreună. Rămâi așa, perplex. Adică ai tupeu să-i spui patronului sau directorului sau... Puteți să măriți salariul? Că noi doi ne vedem. Rămâi cucu. Știi? Practic e ca și când m-am dus la piață și m-am întâlnit cu coana soacră. Și ne-am văzut, am discutat și am plecat. Puteți să măriți salariul? Că doar m-am văzut cu coana soacră. Interesant, nu? Mai stai un pic. M-am văzut cu nu știu cine pe stradă. Avea și un copil mic lângă el. Sau un cățel. Puteți să măriți salariul, știi? Adică, da. Dacă e credul, da, parcă vă potriviți în peisaj tu cu băiatul respectiv și cu cățelul sau cu copilul. Parcă ați fi o familie. Ia, hai, vă mai dau 300 de lei. A, dar ce să zic? Nu vă dau 300. Vă dau 400 de lei. Ba nu, hai să mă gândesc mai bine. Vă dau 600 de lei, mărire de salariu. Interesant, nu? Mâine, poi mâine... Auzi, șeful, dacă tot mi-ai dat mărire de salariu 400 de lei sau 600 de lei sau hai, fie de la mine 1000 de lei, nu-mi dai și casă, laptop și mașină? Și cu șofer. Dar vedeți să mașina să fie limuzină, nu? Pe ce? Să fie Volkswagen sau... Nu mai Volkswagen Passat, pe... Ce primesc? Nu? Mai stai un pic? Și un pic? Da... Decât pasat, nu mai bine mai mi-aduceți un Mercedes sau un Maybach? Păi ce? Ai mașini? Volkswagen? Mai începe. Volkswagen Passat? Din 2007. Aoleu, ce patron ești. Zgârciogul naimii. Știi? Eu vreau mai bag hibrid. Cu V6 biturbo. Aoleu, dar V6 e mic. Pentru a mea putere și pricepere îmi trebuie V8. Îmi dai V8? A? Păi da ce? Doar ne-am văzut. Am făcut cu familie. Picăm bine în peisaj și în poză. Păi că vini, nu? Vini de toată. Și o casă. Păi îți dau și casă. Dar vreau și mobilă la ea. Păi goală. Ce dor pe dușul meu. Știi?
ca în gagurile cu Nae și Vasile de Vrădulescu și toate și ele. Nu e bine așa. Și când ești cridul, rămâi fără șanți de investiții în firmă. Ce să faci? Asta e. Să-și facă ei o familie acolo. Sau pică bine în peisajul de fotografie. El cu ea, parcă se potrivesc, ca ele. Și cu cățelul, și cu copilul, și cu pisica. Interesant, nu? Nu vreți și pentru pescărușii sau perușii care îi aveți în casă concediu de maternitate. Ce? A ecluzat perușul. Trebuie să stau lângă ei până cresc și își fac pene. 3 săptămâni, 4 săptămâni acasă. Nu vin la muncă, dar să-mi dați și bani. Mă descurcați dumneavoastră. Aveți pe cineva acolo. Un băiat, o fată, nu contează. Se descurcă ei. Interesantă fază, nu? Deci, vai din noi. Când te uiți pe TVR2, dar lumitică că vrea, că nu vrea, așa e viața când auzi. M-am văzut cu nu știu cine. Râdem, dar și plângem. O seară plăcută, sau cum zic ardelenii, o seară plăcută.